Prețul pentru un litru de benzină trece de 31 de lei. În weekend, tariful maxim stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va fi în stații de 31 de lei și 15 bani, cu 20 de bani mai scump decât acum. De la începutul acestei luni, benzina s-a scumpit cu 4 lei și 54 de bani pentru un litru. Prețul este tot mai aproape de cel din Polonia și cu 15% mai mare decât în Ungaria, state ale Uniunii Europene, unde salariul minim pe economie este de 3 ori mai mare decât în Republica Moldova. Și motorina se va scumpi cu 15 bani și va costa în weekend 27 de lei și 29 de bani.